Bună ziua, în primul rând am votat pentru viitorul copiilor noștri, apoi am votat candidatul care într-adevăr a ajutat municipiul Târgoviște și nu în ultimul rând am votat pentru o țară a românilor. Am votat cu inima pentru viitorul fiecăruia dintre noi, pentru viitorul copiilor și nepoților noștri. Am votat pentru candidatul la președinție, care a demonstrat până acum prin fapte că drepturile noastre sunt apărate și care a promovat în permanență bunăstarea. Dumnezeu să ne ajute! Am votat cu optimism pentru un președinte care să știe să respecte toți românii, care să știe să respecte identitatea noastră românească și creștină. Am votat pentru un președinte muncitor care să aibă o săptămână de lucru de 7 zile din 7. Am votat pentru un președinte care să știe să susțină familia românească și care să ne reprezinte cu cinste în relațiile externe ale țării. Pe de altă parte, am votat împotriva celor care au manifestat dispreț și aroganță pentru largi categorii de cetățeni români, care au diseminat ură și dezbinare. Am votat împotriva celor care au mințit și au manipulat românii. Am votat împotriva penalilor care au fraudat fonduri europene.